Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Am văzut niște condimente, le-am luat și am pus ulei în tigaie. Și am amestecat. O ajutam. Stai că sarea asta rău. Da, gata. Pentru că mi se părea că nu are culoare cărnița. Adică îi lipsea ceva, n-avea miros. Am făcut-o să o ajut. Merge treaba, boss? Merge. Merge, nu? Hai, că merge, că altă soluție nici nu avem. Mă uitam în jur, toată lumea luase să facă mofleuri, să se umple, să pune, să le pună, să le facă, să aia. Am zis, băi, astăzi e prima zi de individuale. Vezi că se umflu mazăre. Ce, a luat-o? Mazăre. Am ales un preparat în care puteam efectiv să mă adun. Am două elemente de bază care alea trebuie să-mi iasă bine. Fac piureul de mazăre cu mentă, cu cotlete de berbecuz. Mergi la sigur, e perfect. Fata, ai grijă că e tema legume și fructe. Eu n-am timp să fac, să-ți nebun la cap. Fa, este crud asta. E coaptă mămăliga? Groaznic, n-are ce căuta acolo. E crud. Aoleu. Da. Ai panicat, a? Bă, am luat o raznă. Păi țin 3 minute, eu n-am făcut nimic. Și a zis, bă, ăsta-i vars. Că tot pot. Doamne, ajută-mă. Pa, ba. Uite, mă, că am ajuns. Dar nu e desert, nu? Ce asta? Burete. Cum adică burete? Curaj avut, da? Foarte curaj. De ce riscă? Dacă îi gândesc așa, e cumva periculos. Suntem la cuțite, în primul test individual din acest sezon cu echipa verde și echipa galbenă, puse față în față. Tema? Legume și fructe de la piața Lidl. Proaspete și de calitate, din culturi locale sustenabile, respectând mediul înconjurător, toate pot străluci în farfuria concurenților. Însă, pentru asta e nevoie și de nițică creativitate și o execuție de excepție. Cât las mielul la cuptor? Asta nu știu, să zic sincer. Am întrebat-o pe Alexandra, da, și am văzut-o un pic pierdută. Zic, ok, bun, o las, știi? Și... Mihai, cât las mielul la cuptor după ce îl trag în tigaie? Fă ultimul. De ce? Pentru că se gătește cel mai... În cuptor. Se gătește cel mai devreme, gen. Cât îl lași la cuptor? Câte minute după ce îl trag în tigaie? Cu crustă de migdale și căju. Eram calmă, pentru că vedeam că am și timp. Am mai făcut acest preparat și sunt convinsă că le făpulul la cea. 40 de minute mai aveți la dispoziție, dragii mei. Cât să fie atâta? A, nu așa de mult, așa, până aici. Nu, dar pui, parcă prea mare. M-am dus într-un filet de somon, dar aveam legume și fructe. Și atunci am băgat un sparanghel și mazăre. Trebuie să curăț sparanghelul? Da. Curăță-l, nu-l lăsa. Îl curăț, da? Și el mi-a zis, curăță-i muguria. Să înțelegi că nu-i curățat. Dar vârful trebuie să rămână așa, nu? Vârful rămâne cu spini. Da. Am încercat să-l ajut foarte mult și pe varză, că era între mine și Luci. Luci făcea... Mult de ciocolată, albăt ca cu silipăduri și cu ceva... Vorbiți între voi și ajutați-mă. Ce mi-au bol cu gheață și cu apă? Da, pregătește, eu am pus apa la fier, da? Am încercat să-l ajut să se diferențieze puțin de clasic. Și să gătească ca un bucătar. O să fie bucătar pe acasă. Băi, ai curățat sparanghel. Și ceva, bă, e viziunea mea, mă, nebunilor. Stați cu minți, că voi sunteți acasă, eu stai aici. Mă mai las un pic. O las. O și apeși puțin așa. Da. O să apeși cu ceva, cu mâna sau... Da. Am mai făcut rață la cuptor cu legume aruncate acolo, fiartă. Dar rață așa, s-o trag la tigaie. Două minute de o parte, două minute de o parte. Boss! Ia zi. Așa, e ok, ok așa. S-o bag în cuptor, alte 5-6 minute. Trebuia să verific și ceasul, că să nu uit că să nu urați acolo. Și după aia s-o lăs, o leacă să odihnească. Ia, ce? Ca să odihnească. Păi nu mă, lași numai cu hârtie, gen, dar să se tamponeze. Și nu pui asta? Ce? Nu, o pui numai pe hârtie, o lași. Da-s-o așa. Bogdan, cumva... S-a dus la risc, a mers cu un preparat pe care nu-l mai făcuse. El mă tot întreba, eu mă ocupam și de mise-en-place-ul meu. Păi a trebuit să dau drumul și la legume. Dai drumul și la legume, da. M-a aglomerat un pic cu întrebările și m-a scos așa un pic din film. M-a ajuns la sus. Vezi că ai pus prea mult unt. Așa că am decis să fac o sfeclă cu niște tartar de legume, o spumă de capră și niște nuci caramelizate. Preparatul ăsta mi-a venit cumva așa freestyle, a fost cumva un gând așa de moment. 30 de minute v-au mai rămas.
Mamă, nu am făcut nimic, am mâncat vaj. Panică. Panică totală. Fa, este crud asta. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.